primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când vrei să te îmbogățești e să iei decizia că din acest moment vei deveni investitor și nu vei rămâne doar un simplu consumator. E o schimbare a mentalității ce trebuie făcută înainte de orice metodă de a face bani. Indiferent de circumstanțele în care te afli, oricât de sărac ai fi, trebuie să-ți investești o parte din bani pentru a te obișnui cu acest mod de a trăi. Dacă toată viața ta doar cumperi mașini noi, obiecte prețioase și nu investești, nu ai nicio șansă să ajungi bogat. Ia-l ca exemplu pe Mike Tyson. A avut o avere de 300 de milioane de dolari și i-a cheltuit pe toți declarându-și falimentul. Aici e vorba de mentalitate, așa că obișnuiește-te să devii un investitor și nu doar un simplu consumator. Ca să faci acest lucru, trebuie să înveți să economisești lunar un procent minim de 10%, însă nu e de ajuns să-i ții în bancă. Trebuie să-i rulezi, să-i reinvestești. Odată ce ți-ai stabilit procentul lunar, încearcă să-l automatizezi. Pur și simplu uiți de acei bani. Gândește-te la ei ca la o nouă taxă pe care statul ți-ar impune-o. E clar că nu ți-ar conveni, însă într-un final tot ai plăti-o. Poți schimba acel procent doar majorându-l, niciodată să nu-l scazi. Tony dă sfaturi în această carte să investim acei bani la bursă, în special în fonduri cu indice al pieței. Pentru mulți, ceea ce am zis mai înainte poate suna SF, însă în cultura americană să-și gestionezi portofoliu de investiții la bursă e un lucru destul de cunoscut. Fondurile de investiții în indice ai pieței, zice Robbins, sunt cea mai sigură investiție la bursă. Un lucru de care trebuie să te ferești atunci când începi să investești e să ai grijă la ce broker apelezi. Peste 95% din ei vor doar să-ți ia banii și nimic mai mult, fiindcă ei lucrează pe comisioane. Dacă acel broker a avut succes pe piață anul trecut, nu înseamnă că va avea și anul acesta. Poți să-ți faci o idee despre cine e, întrebându-l în ce are el investiți banii și ce succese a avut cu banii lui. Dacă nu vrea să-ți arate sau zice că el personal nu investește, ar trebui să începi să-ți pui diferite semne de întrebare. Încă un lucru la care ar trebui să deschizi ochii sunt comisioanele percepute de agenții. Ele variază între 1 și 3% și deși nu pare mult, aici se face o mare diferență. Una e să ți se tragă 1% pentru fiecare tranzacție și alta e 3% timp de 10 sau 20 de ani. De fiecare dată când cumperi sau vinzi, plătești 3% în loc de 1% sau mai puțin, iar asta face o mare diferență. În timp ce în această perioadă, tu nu faci decât să bagi bani în buzunarul brokerilor. Deși nu pare mult, pe termen lung poate fi vorba de 10 de mii de euro. Raportul de siguranță față de risc fluctuează de la persoană la persoană. Poți risca investind în acțiuni cu grad de risc ridicat când ești tânăr, însă când te apropii de pragul pensionării, e bine să fii mult mai calculat. Poți încerca un procent de 50-50, 50% investești în acțiuni cu risc și 50% într-un fond pe bază de indici care e mult mai sigur. Acel procent poate fluctua la 60-40, 70-30, etc. Depinde de cât ești dispus să riști și de vârsta pe care o ai. Atunci când nu știi de unde să economisești, pune-ți întrebarea: la ce aș putea să renunț acum pentru a avea bani în viitor? Poate că decizi să nu-ți mai cumperi țigări, sau să nu mai mănânci în oraș, sau să nu-ți mai cumperi cafeaua aia preferată care e și excesiv de scumpă. Deși nu pare mult, dacă reușești să economisești 100 de euro în plus pe lună, aceștia, investiți cum trebuie pe termen lung, pot ajunge la 10 sau chiar sute de mii de euro. Însă mulți poate vă gândiți că, bine mă, ne lași, ce contează ce o să fac peste 20 sau 30 de ani? Gândește-te că oricum timpul trece, iar anii la fel de repede, așa că e mai bine să ai și un plan decât doar vise, sau să treci doar de azi pe mâine. Dacă Doamne ferește vei ajunge sărac la bătrânețe, atunci vei regreta că n-ai acceptat aceste sfaturi la timpul lor. Când te gândești la viața ideală pe care ți-o dorești, la mașina și casa perfectă, rămâi mereu cu un gust amar, gândindu-te că dacă vrei să le obții, îți trebuie sute de mii de euro. Însă nu e neapărat adevărat. Fă-ți o listă cu tot ceea ce-ți dorești mai mult, incluzând prețurile în ea, iar mai apoi adună acea sumă totală. Ca să atingi acea sumă de care ai nevoie, poți apela oricând la rate lunare. Poți avea mașina și casa visurilor tale cu doar 1000 de euro pe lună.
trebuie doar să te gândești la moduri de a face acei 1000 de euro lunar, iar mai apoi poți trăi viața la care ai visat mereu. Toate acestea după ce pui acel procent de minim 10% în fiecare lună deoparte, ca să existe și o formă de progres. Fă un calcul, împarte-l în rate și vei vedea cât te-ar costa viața de lux la care visezi. Vei observa că nu ești atât de departe de vis pe cât credeai. Și ultimul lucru, și cu asta închei, e că trebuie să-i studiezi mereu pe cei bogați. Persoane ca Bill Gates sau Warren Buffett au atins acest succes financiar de mult. Ei nu mai au nevoie de bani, ci de împlinire sufletească, așa că scopul lor e să-i ajute cu adevărat pe oameni. Majoritatea dintre ei își împărtășesc formulele magice fără niciun impediment. Așa că nu uita să-i urmărești și să-i studiezi pe cei bogați. Ei mereu lasă amprente și cărări spre succes. Iar tu fă bine, culege-le și folosește-le pentru a atinge libertatea financiară pe care ți-o dorești atât de mult. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube We Love Books și să dați like paginii de Facebook We Love Books More pentru a vedea altele asemănătoare în viitor.